Bună seara, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast. Da, bravo, este vineri seara, e ora 18, e exact cum ne place nouă, mai ales că e și luna asta frumoasă a cadourilor și nu degeaba am chemat un invitat care are un cadou pentru voi senzațional pentru ăla anul, pentru că acum toată lumea primește cadouri, tot se bucură, dar în februarie nici nu știți ce o să vă lovească. Atenție, îi dăm drumul la treabă, am intrat pe aplicația Taz, am comandat un platou doar pentru invitatul meu, că zice că nu mănâncă mult, dar o să vedeți. După care cei de la Kaufland ne-au trimis un whisky așa pentru sărbători și pentru friguri de afară. O să-l degustăm, mulțumim, Kaufland. Iar prietenii de la Culto mi-au dat să port în emisiunea de astăzi un Mido automatic, adică este un Ocean Star. E un ceas elvețian care are pe deasupra safire, care e foarte ușor de purtat și pe care îl găsiți și voi dacă vreți să-l luați pe magazinul Culto, atât online cât și fizic, unde vreți voi. Îi dăm drumul la treabă. Nu prea am ar descrie. De ce râzi, mă? Și acum trebuie să zic, iar eu port o cămașă pentru că, pe care soția mea a călcat-o. Băi, numai aici, că tu n-ai prezentat Dansez pentru tine, nu? Nu, am fost la Dansez pentru tine. Dar tu mai ții de pe Iulia Vântur când începea să zică, da, fare și acum știu. Da, deci la, noi avem doar trei parteneri, da? Taz, Culto și Kaufland, așa că ăștia au fost. Să-ți trăiască. Și ca să vezi că este... Bine, și casă de la cine? De la mine. V-ați prins deja că este vorba de prietenul meu, fratele meu, Pavel Bartoș, care împărțim multe de-a lungul timpului, dar mai multe acum, în ultima perioadă. Da. Și pentru că este prima oară când te văd fără ceas la mână. Fii atent, pentru că noi filmăm emisiunea asta chiar de Sfântul Nicolae, prietenii noștri de la Culto s-au gândit și la tine. N-au știut că o să vii fără ceas, dar culmea, am un cadou pentru tine. Bă, e un ceas de la Culto foarte frumos pe care să-l poți da mână. Uite să vezi. Mulțumesc din suflet. Mamă, dacă știam, veneam doar în costume de baie, că așa-mi dădeai și un tricou de la nu știu să ce. Știi că de obicei facem cadou de la... Stai, mă, ce e ăsta? Băi, bă. Nu e. Ai tras doar cutia, mă. Ai tras doar cutia. Dar ai pun asta cu te-ai uitat de două ori. Da, bă, dar chiar atât bă. De... Să mă... Ce facem, mă, pe aici? Ia uite-l. Ia uite-l, și pe Maro, exact cum îmi place mie. Păi ce să zic, acum, na, mulțumesc frumos să fie primit, să zic că cred și Moș Crăciun, așa, pe 20 ianuarie este ziua mea și de obicei, fii atent, eu am și o superstiție de gen, nu super, e un tabiet. Eu înainte de fiecare proiect important al meu pe care l-am, îmi cumpăr un ceas. Poate să fie de 3 lei, poate să fie de cel mai scump a fost de, nu știu, vreo 800 de euro. Uh-huh. Dar îmi iau un ceas pentru că am vorba aia, să fie într-un ceas bun. Iată, să fie într-un ceas bun pentru este, podcastul este ăsta. Ceasul primit de la Culto pentru One Man Show-ul tău, pentru că de-abia ai dat drumul. Și atunci One Man aproape show. Da. Unul la mână, doi la mână, trebuie să spun că proprietarii lanțului Culto sunt mari fani, au fost și la noi în tribună, la public, la România au talent și râdeau doar la glumele tale, la ale mele mai puțin. Da, și eu știu, era cât pe ce să ne intersectăm și noi în filmul Ramon, da? Dar și... prea târziu s-au trezit ceacrele și astrele și planetele, dar în viitoarele concerte, nu, de serios, deci mai așa stau. Auzi, mâine poți să vin și mâine? Da, mă, da. Fiant, am o situație și o să încep interviul cu treaba asta. Aseară, pentru că a bântuit Moș Nicolae pe la toate cizmulițele, da, am avut o situație, Pavele, pe care doar tu poți să mă ajuți să trecem peste. Culmea că ieri la restaurant am ieșit cu familia și Maria a mai pierdut un dinte. Dar a pierdut mai greu, adică a fost un dinte la care s-a chinuit puțin deci mai mult. Deci a venit și zâna, măseluță. Nu. Să spun de ce, pentru că zâna măseluță n-avea niciun cash în casă și a realizat foarte târziu, undeva pe la 11 noaptea, că nu era nimic. Când a venit zâna măseluță să ne caute de bani, să-i dăm un împrumut... N-avea să revolut. Nu exista nimic, nu bă, tu înțelegi. Nimic? Nu, niciun 5 euro rămas din Grecia, oameni nimic. Buni. Da, așa, nimic, și nimic. Acum, dimineața, când s-a trezit fie mea, a venit la mine și mi-a zis, tati... Da, eu mă duc la școală, că mă duce mami. N-a venit zâna măseluță. Era dintele supernă. Da. Și a zis, și m-am și chinuit la el. M-am chinuit destul de tare. Eu cred că ăsta era un dinte de vreo 400 de lei la când m-am chinuit. Ia, deja pusese. Da. Adică ea și-a făcut targetul. Ăsta e, da. Și maică-sa a găsit o chestie și a zis că în noaptea de Moș Nicolae, dacă trebuie să vină și zâna măseluță, nu prea se încalecă. Adică se respecte. Îl respecte pe Moș Nicolae și nu vine. Și vine azi cum și ar veni. Și să Moș Nicolae de zâna măseluță. Da, că asta zic. Că-i scoate dinții. Și vreau să te întreb și pe tine, care a fost cea mai scumpă zână măseluță la tine?
Nu, n-au fost, nu, de obicei nu mergem pe lucruri foarte scumpe, pentru că știi cum e, fără să vrei, atunci când ai copii la nu început... Nu merge zâna pe lucruri nu, foarte să spun, aici e o filozofie a soției mele și îi mulțumesc lui Doamne că o am și că se ține de această filozofie. A zis, avem o chestie, sunt foarte multe sărbători, enorm de multe sărbători. Noi dacă facem și din Moș Nicolae ca și cum ar veni Moș Crăciun, dacă facem și din Zâna Măseluță ca și cum ar veni Moș Crăciun, atunci nu mai are ce. Și atunci tu trebuie să știi că e nu iaua, e o dulce. Și atunci Moș Nicolae vine cu câteva, e un preambul la Moș Crăciun. Care... Ce ți-a adus? Ce ai găsit în cizmuliță dimineață? În cizmuliță am primit o scrisorică care m-a felicitat că am avut un an bun și că o să-i spună lui Moș Crăciun. Mi-a luat scrisoarea pentru Moș Crăciun, că noi avem la noi un tabiet clar. O lași acolo noi ca trimitem să o ducă, scrisoarea pentru Moș Crăciun pe care o ia Moș Nicolae și în care m-a felicitat și am primit niște dintre astea, cred că o cremă anti-aging, că probabil că a zis că sunt în faza în care nu mai pică dinții, dar îmi pică fața, știi? Nu e adevărat. N-am văzut asta niciodată. Nu. Băi, pentru deci frumusețea lucrurilor și pentru copiii care se uită la podcastul nostru, trebuie să le spunem că Moș Nicolae există și a plecat de undeva din vremurile de demult, în care el chiar a existat, se chema Sfântul Nicolae și care a fost primul sfânt care și-a împărțit averea tuturor săracilor. Într-o singură noapte a plecat și a împărțit tot ce avea. A plecat din Ierusalim și și-a împărțit toată averea. De aici vine Moș Nicolae. Da, tu știi că doar în România Moș Nicolae dă cadouri? Nicăieri în lume. Nu există altă țară de Moș Nicolae să dea cadouri. Nu doar în România. Se sărbătorește, dar nu se dau cadouri. La noi s-a încetățenit asta ca o formă de cadou. Îți pune înghetuțe, nu știu ce. Păi da, dar de acolo a și plecat. El și-a împărțit averea săracilor, ceea ce înseamnă cadou pentru ceilalți. Da. Dar zi-mi că toți suntem în preajma asta. Când ți-ai dat seama pentru prima oară în viața ta de adult că există Moș Crăciun? Când ai pus punct și ai zis, gata mă, din momentul ăsta n-o să mai fiu niciodată să mă gândesc că părinții, cadouri, că nu știu ce, există Moș Crăciun. Când ți-ai zis tu singur într-o iarnă, să te uiți spre cer sau când ingea sau erai undeva și ai zis, bă, există Moș Crăciun. Știi de când s-a schimbat această filozofie? De când au apărut copiii. Da? Pentru că în clipa aia nu te mai bucuri pentru tine, tu te bucuri de bucuria lor. Și aici noi contribuim cu toții, cei din jur. Normal că ei se duc la școală din păcate și există câte unul dintre ăsta care, ai bă, nu știu ce, lasă-l să fie nefericit omul ăla. Dar eu de atunci cu atât mai mult m-am convins pe mine și am convins pe cei din jur că Moș Crăciun există. Doar pentru bucuria aia pe care o au copiii tăi când descoperă cadourile aduse de la Moș Crăciun și când ne adunăm cu toții datorită lui de Crăciun. Da. Pentru chestiile alea cred cu tărie. Și cu atât mai mult am fost acum 2 ani, chiar înainte de pandemie, am fost în Lapun. Da, știu că am la văzut poze, mi-ai arătat, da. Doamne, deci acolo și am fost chiar în ziua de Crăciun. Nebunie era. Ea era nebunie, erau foarte mulți veniți din Asia. Și se stăteau la cozi de vreo 3 ore, 4 ore și ceva. Ne-am avut noroc. Acasă. Da, noi am avut noroc pentru că de ce veneau asiaticii? Pentru că la ei nu exista spiritul Crăciunului și veneau în Europa ca să-l simtă. Da. Și noi am avut noroc. Vezi că mai noroc dintre ăsta în viață, am avut o Moș Crăciun ne-a chemat într-o audiență privată de 20 de minute numai cu noi. Și am intrat la el și îl știe de atâtea lucruri despre mine, despre mama, despre ei. Moșul din Laponia. Moșul din Laponia. Și le povestea nu știu ce. Și vede, păi a fost atât de impresionat. Eu îți spun, mie mi-au dat lacrimile. Deci eu stăteam și mă uitam la el, la moșul, care e un pic diferit de moșul. E tot cu barbă, e nu știu ce, dar n-are gluga aia e roșie. Mai uman. E mai nu știu ce. Are un pullover dintre ăsta pe el. Nu e îmbrăcat de Coca-Cola. Nu, este îmbrăcat de Laponia. Mm-hmm. Înțelegi? Și de nevastă sa. De nevasta lui Moș Crăciun. Și atât de impresionat am fost, îți spun. Și acum mi-a făcut soția o filmare când eu eram așa și... Eu eram al patrulea copil în toată chestia asta. Da. Și ce am abia și jur de, ca să înțelegi pentru că eu mi l-am încăpuit așa pe Moș Crăciun, exact cum l-am văzut acolo. Și toată copilăria noastră în care Moș Crăciun ne aducea, știi cum, iarna ți aducea hainele de iarnă, iepurașul de Paște ți aducea hainele de primăvară.
Și dacă ți-a aduce o banană sau ceva, ziceai, oh, yes. Și tot timpul mi-i închipuiam, uite așa e Moș Crăciun. Jur că atunci când mi-a venit rândul, m-am pus direct pe genunchii lui. Am uitat că eu am o greutate fluctuantă. Moșul a zis, bă, trei țar neamul tău, am înțeles, bă, trei fete, așa. Da. Nu, dar a fost foarte mic. E clar că e prima oară ești în ăsta, pe genunchii lui Moșu. Hai. Treacă de la Moșule. Lasă așa, deci da. A avut, și mi-am dat seama, am zis, da, Moșule, dar n-am cu băi și l-am luat în brațe, am fost un copil, că am zis, așa e Moș Crăciun. Deci a fost moment, ai și întâlnit cu el, ai stat da. Și pe genunchii lui, ce să da. Mai. Pavele, după cum și-a mai spus-o... Am părut că mă cunoaște, asta m-a bucurat foarte mult. Eu ți-o repet, ți-am zis-o de mai multe ori, dar vreau să știi toată lumea, îți mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă pe care am avut-o la România o talent și din partea ta. Pentru că într-un fel sau altul de-a lungul anilor ne-am tot sfătuit și am tot vorbit, toate tentativele mele de a ajunge acolo în scaunul juratului au fost nu odată, iar data asta m-am simțit foarte bine pentru că toate glumele tale de pe platou cu Andra, cu Andy, cu Smiley, cu Dragoș m-au ajutat să trec peste emoția aia de început, iar când am intrat în hora voastră cu aia cum mă dusăi în vârful dealului. Mă sui în dealul Clujului. Da. Să vii să vezi. Să vii să vezi. Iar cel mai mult îmi place aia, îmi place dansul de nebunesc. Da, e adevărat. Mă, ideea este, știi care tu trebuie, ce trebuie să înțelegi? Tu ai venit la momentul potrivit. Acum era momentul tău. Crede-mă. Da, așa e, da. Și bucură-te din plin de asta. În viața așa. Pentru e, că uite, telespectatorii se bucură din plin. Și zic, da bă, uite, acum e. Eu sper să o facă și sezonul ăsta pentru că noi știm exact ce am filmat deja la audiții și au fost eu momente unice. Eu sunt convins că unice. Va fi chiar 13 la Magic pe care l-așteptăm. Bă, da, pentru că mie mi se pare, acum nu vreau să dau vreun spoiler, dar au fost momente în care eu l-am auzit pe Andy că a spus că el n-a văzut de în 13 sezoane un număr mai bun ca ăsta. Da. Și nu aia, dar știi că și momentul, bă, noi tot timpul suntem întrebați după 12 sezoane, că acum vine al 13-lea, suntem întrebați, bă, dar vă mai surprinde ceva? Și câteodată pici așa într-un clișeu unde zice, da, domnule, ne surprind, nu știu cum, sau cum să-i reacționezi tu ceva mai mult pentru că știi ce se va întâmpla. Da. Dar sezonul ăsta, la un moment dat, a fost, serios, eu l-am auzit pe Smiley de atâtea ori cu, bă, ești nebun. Da, deci, eu... atât de divers și atât de neașteptat. Eu i-am dat un golden buzz lui Andy împrumut pentru că nu mai avea. Da, știu. Dar câte deci, golden buzz-uri mai trebuia să dăm? Da, deci mie îmi pare rău de încă cel puțin două golden buzz-uri. Când începe? În februarie? Deci e unul când ăla... Când e asta? E în februarie? Când începe? În ianuarie cred că începe. În ianuarie. Să vă uitați, sezonul 13, România au talent. E ianuarie ceva... sfârșit, februarie început, ceva de genul ăsta. Dar știu că va fi un sezon 13 Magic pe bune. Pavel, revenim la tine. Ai da. 47 de ani, 1,71, 70 de kilograme. Doar 70? Tu ai luat dintr-un CV de acum 20 de ani. Cât ai acum? Fluctuant. Eu acum scriu CV. Fluctuant kilograme. Nu, eu acum, atunci eram slim fit. Acum eu zic, sunt regular. Înțelegi? Eu sunt acum regular fit. E foarte bun asta, nu mai zice cât ai. Deci asta e genial. Dacă o iau și eu, să știi. Mă întreabă numai câte kilograme. Fluctuant. Da, eu am o greutate fluctuantă. Eu, asta înseamnă să fii bun actor. Deci oricând pot să joc unul de 60 de kg, oricând pot să joc unul de 170 de kg, că joc, uite, la Teatrul Odeon, joc când nepot obez. Îmi pun un costum de 13 kg și joc în natură moartă cu nepot obez. Și sunt așa. Și sunt, momentul cel mai fericit e după o oră, două jumate de spectacol, când îți dai costumul la jos, zici, Doamne, nu vreau să ajung niciodată așa. Ești fluctuant, dar eu tot nu cred că ai 70, am undeva în jurul 90, mă învârt. Ești bine. Da. Pentru că ziceam că în februarie, ianuarie, de fapt, începe România au talent sezonul Magic. Pe de altă parte, ce ziceam la început, le pregătesc și un cadou frumos în luna februarie, adică luna îndrăgostiților. De pe 3 februarie începând. De pe 3 februarie în cinematografe se poate vedea Ramon, care este primul tău copil. Da, primul lungmetraj, primul copil la care am muncit, îl gândesc de vreo 5 ani de zile și a trebuit să găsesc oamenii potriviți, pentru că peste tot, în orice facem noi, știi cum e, noi avem senzația asta că putem face orice, oricând. Da, putem, dacă avem oamenii potriviți în jurul nostru. Că pentru cei care...
încă n-au apucat să vadă trailerul filmului, există peste tot pe internet, îl găsiți cam dacă la toți prietenii lui Pavel, l-a dat foroar, îl găsiți. Da. L-am dat la liber, nu l-am pus pe YouTube. Găsiți bine, dacă foroar. Vreți să-l vedeți, e pe YouTube-ul meu, pe canalul Pavel Bartoș, că l-am pus la un moment dat să fie și oficial pe ceva, ca să fie o... Se poate vedea trailerul, dar dacă să zicem că lumea va vedea trailerul de la Ramon acum și nu e de ajuns, nu, fără, să ne dai, fără să ne dai spoiler, despre ce e filmul? Pe scurt, adică despre ce e el? Ce vrei Ramon, tu să înțeleagă Ramon, lumea sau cum măi, crezi Ramon, știi cum e, eu am zis, băi, acest personaj Ramon pe care eu l-am inventat și o să vedeți și de ce îl cheamă Ramon și de ce e, oscilează între un om simplu și un supererou. Ok. El în capul lui e un, nu neapărat că e un supererou, dar el își dorește să fie un supererou, că, nu, că e, e pus în situații greșite și el reacționează cu totul altfel, pentru că comicul situației vine din, din asta. Comicul, pentru că el tot timpul, fiind un om simplu și câteodată un supererou, el reacționează cu totul diferit decât reacționăm noi. Și asta mai zice, bă, ăsta e nebun sau e rău sau e bou? Înțelegi? Da. Ca până la urmă să vedem, are un final neașteptat, totul se transformă și se pare că își atinge țelul sau nu. Dar este, vede, o comedie, este o comedie de situație. Este un om simplu, ca să înțelegeți, un om simplu care vine să găsească niște lucruri în viața lui și intră prin niște situații te miri mai de care. Adică, crede-mă, am lucrat la el și l-am filmat în niște, bă, cum să zic eu, locații extraordinare. Și acum lucrăm la VFX, la efecte speciale, să vezi, cu avioane, cu nu știu cum. Cu... Băi, abia aștept să-l văd. E, o e să foarte... merg la cinema, nu vreau să-l văd înainte. Da. Vreau să-l văd la cinema cu tot cu efectele de care spui. E de cinema. În primul rând e să-l vezi mie pe ecran mare. Mi-a plăcut fața de prost al lui Ramon, adică n-ai văzut față. Mai avea Mr. E Bean. E fața mai... de om simplu. Doi, nu e om care simplu, că nu vreau să cinesc cu oamenii simpli. Care nu, știe, care nu știe cum să reacționeze. Băi, ce? Are față de tânt, e bine de tot. Adică când tu te îndrăgostești, fii atent, tu când te îndrăgostești de cineva, ce față ai? Tu crezi că ai o față, cum să zic eu, normală? Deci dacă te vede cineva din afară, cum reacționezi la o... Atunci când te îndrăgostești, tu crezi că ești... toți suntem James Bond, Bond... Eu habar n-am, Pavel, m-am îndrăgostit cu o singură dată în viață. Avem nu știu fața cea mai tâmpită, că la un moment dat zice, bă, dar tu ce dracu ești, face aia mătură cu tine pe jos. De ce? Pentru deci că e o noi poveste devenim... de dragoste. Și de, avem și o poveste de dragoste. Avem și o poveste de dragoste. Dar ce fel de dragoste? Înțelegi? Cu toții avem fata de pe afiș. Știm hai foarte să bine, pe oameni să vadă asta da, pe trei. Știm foarte bine că și tu ai pe Monica Bellucci și încă o cauți. Mai ușor. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce față are. Ia. Mai vedeți? Ușor că... Deci și tu poți fi Ramon. Eu îți urez mega succes cu filmul și chiar aș face o provocare. Premiu de o invitație pentru un cuplu. Da. Da, pentru că e o poveste de dragoste. Da, și mai ales că e în preajma, începe să vină și Valentine și Dragobete și 8 martie. Fii, adică... O să dăm premiul ăsta din partea ta, Bravo, și din partea ta. Eu o să mă ocup să trimit limuzina să ia de acasă, să ajungă la premieră. Da. Unde se întâmplă premiera? Poftim? La... 3 februarie va fi unde? La Băneasa. La Mol Băneasa, la Mol Băneasa. Bun, eu trimit mașina, noi ne ocupăm de la Da Bravo, să trimitem limuzina pentru cuplul care e și din București, că e important să fie și din București, și doi la mână care ne va scrie în comentariile acestui episod în timpul ăsta, care este secretul unei relații de lungă durată. Și noi alegem. Toate comentariile să înceapă așa. Sunt cu Tărescu, iar eu sunt cred într-o că... relație de atâta vreme și eu cred că secretul fericirii într-o relație constă în să-l scrie. Da. Noi selectăm da Bravo. Da. Ne ocupăm să selectăm ție 5 dintre cele mai mișto mesaje, iar ți le vom da ție și tu vei alege cine vrei să fie, care este cuplul care va fi prezent la premieră. Cu mare drag. Și o să-i cunoaștem oricum acolo. O să avem și noi tot felul de acțiuni în pre-sales, nu știu ce, inclusiv de ziua mea de 20 ani, dacă vrei să faci un cadou, cumpără bilet la Ramon și vor câștiga foarte multe premii. Vor fi foarte multe premii, mai ales va fi targetat și pentru tineri și pentru... Vor avea de unde alege și îndrăgostiții și cei care nu mai sunt îndrăgostiți și cei care sunt singuri, dar care își doresc. Eu cred că premiul cel mai important va fi acest film care este o comedie frumoasă, regizată de Jesus del Cero și care se vede și într-un anume film, într-un anume fel. Adică mulțumesc lui Adrian Silișteanu și de fapt mulțumesc întregii echipei tehnice. Pe bune, am avut echipe tehnice și echipa de casă de actori formidabilă. De ce crea pe 3 februarie? Din 3 februarie 2023 Ramon în toate cinematografele. Noi vom merge într-un turneu de distribuție. Noi vom merge într-un turneu de distribuție începând din 27 ianuarie.
Pavel, revenim. Da. Ți-ai petrecut copilăria la bunici? Deci mult. Când se termina școala, mergeai la bunici? Dar nu că asta, bă, era tentativa de terminat de școală și ai nu știi, vreau să scape. Gândește-te că aveau patru acasă și ziceau, bă, măcar de, cum să zic eu, de ăștia mai mari, scăpăm ca să rămânem cu aia de un an, doi ani. Știi, care săraca nu poate, nu putea, de care bunica nu putea avea grijă. După aia, de la trei ani, o împinge. E mai ușor, mai merge de la... Și atunci știu că din prima de pe 13 iunie, 15 iunie, până pe data de 14 septembrie, da, bă, ne întorceai de la bunici și acolo le făceai pe toate. Făceam toate prostiile neamului. Dar bă, știi cum e, amintiri, de aia că Amintiri din copilărie este cartea mea preferată. M-am inspirat din ea, am furat căpșuni, că niciodată noi îmi puneam căpșuni, căpșuni aveau ăia bogații, înțelegi? Și știu că aveam pantaloni de trenic dintre ăștia bufanți. Da. Uite așa. Și să vezi, noi în aia, de obicei, ne duceam la nuci și când te duceai la unul pod de la nuci, puneai nucile aici și mergeai așa, dar nucile nu, cum se curgeau, nu știu, și tu mergeai așa, ca Robocop, știi? Și cine am gândit, hai să furăm și căpșuni și le-am pus tot așa. Nenicule, și ne-a prins ăla, bă, ce faceți mă voi aici? Nimic, furați căpșuni? Nu, uite că n-avem, nu știu cum, înțelegi? Băi, și au început să se facă pete. Pe, bă, cum să zic, să iasă eu, prin training. Da. Și zic, păi ce făcea acolo? Ne-am tăiat la picior. Toți, în același timp. Doamne. Mamă, am alergat, am fugit peste garduri. Atunci mi-a intrat și mi s-a înfipt și un cui ruginit în picior. Deci pe mine m-a prins și zicea, și ăla să mă prindă pe mine și zicea, mă doare, ce te doare? Deci noi furam pepeni din vărsătură, traversând Dunărea în not. Mamă. Și ne întorceam cu ei legați de picior. Pentru băi, cei care sport nu știu, de performanță. Pepenele plutește, pentru cei care nu știu. Și făceam gaură și legam 3-4 pepeni pe sârmă sau pe ață și legam de un picior. Traversam iar Dunărea înapoi. Dunărea. Tu îți dai seama, ăsta era sport de performanță. Noi făceam sport, făceam activități. Da, bineînțeles, să cari căpșurile alea, să nu, mergi mă, greu. Dar să fugi, să nu te prindă ăla. Cum o chema pe iubita ta de atunci? Din copilărie, de la bunici. Prima ta iubită. Când s-au sfârâit prima oară călcăiele. Măi, am avut una că toți râdeau. Am avut prima, a fost una Magdalena. Și toată, Magdalena toți, de ce? Minți, toată, că vina n-are Magdalena, dinți, nu știu ce. N-are dinți, n-are măsele. După aia au fost, pentru că știu că fiecare vară era îndrăgosteală. Bă, da, era îndrăgosteală, intrai pe bune. Și după ce reveneam din, mi-amintesc că reveneam la școală, nu era ca pe venea să mesaj, auzi ce faci, era nu știu cum. Era bilețel. Și ne vedeam și în sat, ne vedeam doar seara când era bal la discotecă. Atât. Și nu era duminică, cu bilețel? Nu, bilețel n-ai prins? Nu, n-am. La noi cum era? Fii atent. Ajungeam asta, luni scrieai scrisoarea, luni de dimineață. De fapt, o scrieai duminică ca luni dimineață la prima oră să o pui la poștă. Sperai să ajungă miercuri spre dimineață să o primească iubita, ca ea de îndrăgostită ce era, sperai tu, să scrie repede scrisoarea, ca miercuri seara să o pună la poștă, și ca ție să-ți ajungă cel târziu sâmbătă dimineață. Vrei și era așa, jur. Deci am scris la scrisorii, am fost... ai primit răspuns la toate? Nu la toate, a fost până am făcut marea gafă că am trimis în două părți diferite. Bă, ăsta mă adică conținutul era pentru... Pe adresă scria adresele lor bune, dar conținutul era invers. Aoleu. Și atunci... Ai renunțat la scrisori. Ai grijă și cu WhatsApp-ul ăsta ce dracu faci. Bă, da. Deci aia a fost maxima când... Dar așa s-a întâmplat, pentru că aveam doi bunici, aveam, știi cum e, și dinspre tata și dinspre mama. Și se întâmpla la un moment dat să fluctuez între aceste, cum să zic eu, între acești bunici. Și s-a întâmplat să trimit conținutul diferit, adresa era bună, dar conținutul a fost diferit. Ai grijă că presupun că ești pe grupurile de părinți pe WhatsApp-uri, ai mare grijă ce primiți acolo, că știi toate gafele alea cu... primite pe grupurile de părinți. Și tot mi se nu e pentru alt grup. Da. Deci eu în pandemie am înnebunit câte grupuri s-au înființat. Toate grupurile lumii, normal. Deci eu 20 de ani n-am știut ce gândesc colegii mei actori la teatru. Acum ai aflat. În pandemie am aflat. Tot ce cum gândesc și ce gândesc. Eu am primit, apropo de scrisoare de dragoste, mi-aduc aminte și de primul meu bilet în engleză, primit de la Elena Cazacu, nu știu ce o face, te salut Elena. Și mi-a scris I love you much, da? I love you much. Da. Eu nu știam engleză nici atunci și nici acum. Multă vreme am stat cu Lenuța Caisim, cu Irina Voinea, cu Virginica Preda să ne gândim ce înseamnă mucă la, că nu-l vedeam decât negativ. E, ce bine acum, I love you much. Ok! Da, da. Deci am avut asta. Ai avut și bicicletă pe gaz când erai mic o singură zi? O singură zi. De ce? Că atât de
entuziast am fost, ieșind, întâmplarea asta ieșind One Man Aproape, show-ul meu de la teatru, pentru că eram atât de entuziasm. Pentru mine, ți-am spus, era 8-a minune a lumii. Mi-au cumpărat-o undeva la 14 ani. Bă, mi-au luat-o și vreau să mă fălesc cu ea. Vreau, pentru că era prima dată, bă, când mă puteam lăuda cu ceva. Așa. Mare. Și m-am dus, m-am plimbat cu ea prin tot orașul. După aia m-am dus la antrenament. M-am apucat să-mi de fotbal la Rapid Miercurea Ciuc. Și mă lăsasem de hockey pentru că trecusem peste o perioadă. Vorbim imediat de hockey, de hepatită. Zim ce, cum a fost cu bicicleta. Și m-am dus. Și am lăsat-o acolo în față, nu știu ce. Știi cum e? Nu te gândești că o legi. Chiar nu crezi. Știi? Când ești copil, crezi că oamenii sunt buni. Înțelegi? Și când am ieșit afară, bicicleta nu mai era. Ce culoare era? Roșie. Roșu cu ce? Da. Pegas roșu. Era clasica ăsta. Ori era albă, ori neagră. Și am zis neagră sau albă. Nu, să fie roșie, să se vadă. Știi, adică... Dar ți-a plăcut roșu, ai fi vrut să o revopsești în altă culoare? Bă, ideea era să orice bicicletă să-mi fie adus. Înțelegi? Nu mai pentru conta. Că din cauza, da, eram atât de fericit, pentru că mi-am amintesc când am cumpărat bicicleta, doar pentru că noi am locul, era asamblată una albă și una neagră. Și aia roșie și am cărat-o. Bă, eram copil de era 14... de aia de se rupea în două, nu? Da, la mijloc, da, se plia. Ăsta și după aia tu trebuia să o asamblezi cu dinam, tot. Eram, băi, pentru mine era Ferrari-ul vieții mele. Ți-a părut rău? Enorm. Dar nu că mi-a părut rău, nici nu pot descrie. Nici nu pot descrie senzația pe care... Pentru că în clipa aia, știi, m-am gândit la mine, la cât de dobitoc eram eu, la nu știu ce, la cât, cum am putut eu să fac, știi, că atunci te gândești, dacă aș fi legat-o, dacă aș fi nu știu cum. Dar mă gândeam la părinții mei. Bă, ce efort financiar făcuseră pentru mine, că pe vremea aia să-ți cumpere cineva o bicicletă, nu era ca, știi cum e, era aproape cât un salariu. Da, mă, știu, au avut robusta, fratele mi-a avut pe gas. Pavele, Moș Crăciun există. Există. Și avem un cadou pentru tine. De la Da Bravo. Ești nebun? Da. Nu vine să cred. Am căutat foarte mult, am găsit. Mamă! Un Pegas, te rog frumos, te invit, ia al tău, o să plăci cu el de aici, ca să știi. Bine, l-am restaurat, da, i-am pus o șa nouă, l-am făcut albastru cu alb, că nu suport roșu, da? Trebuie umflat roata de pe spate, că am mers eu puțin cu ea și... Și cum ai zis o greutate fluctuantă. Dar el, să știi, vopseaua este nouă, am păstrat doar asta cu Pegasul. Băi, ce tare e! Tu oricum mergi cu bicicleta prin București, da, merg. Bă, asta să știi că da. Vei pleca cu ea acasă. Mamă! Băi, deci... Să o stăpânesc să-mi atunci fără incidente cu aia veni, că aici o aduc în spate. Te rog eu din suflet, mamă. Nu că poate uite. La noi. Băi, mai vin și mâine, serios. Da, băi, vedeți? Moș Crăciun există! Păi da, mă, există. Ai Pegasul pe care l-ai pierdut acolo, ți l-au furat. Noroc că știu pe aia, ți-au luat-o. Ei, mulțumim lui Nicu, Ana și lui Viorel Ion că au găsit-o, nu știu unde au găsit-o, dar ei au găsit-o. La Moș Crăciun. Tot au... Da. Am înțeles. Sunt prietenii mei pescari care au zis să rezolvăm. Da, era... Probabil că, acum, dacă mă uit... Stai mă că să mă uit, nu-i bicicleta. Nu știu dacă o fie ta. Dar de unde știi dacă e a ta? Lipeam cheia. Cum ar fi să găsești cheia pe interiorul la... Să găsești cheia de la casă pe interior la... Eram și eu ăsta, ca să nu fie la gât, că nu știu ce, să nu-mi fluture cheia. Am lipit cheia aici. Și cu ce lipeai? Înțelegi? Cu gumă. Sub capotă. Da, cu gumă și după aia puneai sau scoci. Știu că eram noi, pentru că jucând mult hockey, aveai scociul ăla cu care îți lipeai crosa. Tot timpul trebuia să pui ca să nu se rupă crosa, trebuia să o învelești. Ai făcut hockey pentru că na, Miercurea Ciuc acolo. La Miercurea Ciuc era, aveai de ales. Dar de ce se bat oamenii la hockey? Asta vreau să te întreb. Am referitor la hockey. De ce se bat? Eu de fulare. Pentru că, într-adevăr, te duci la hockey, unele din primele lucruri pe care le înveți, trebuie să știi să și dai. Am înțeles. Habar n-am, acum nu se mai practică. E ca și cu chestia aia că știi, de exemplu, dacă îl duci pe cineva, acum îți duci copilul la fotbal, mai nou, conform unei directive europene, nu știu cât de adevărat e, sau poate zic o prostie, la fotbal, la ci că până la 9 ani nu ai voie să lovești cu capul mingea. Serios, există o directivă, da, UEFA, da, știu că de curând, da. Ceva de gen UEFA, nu știu ce. Pe vremea aia, îți dai seama, era, noi vedeam pe mari hocheiști. Și atunci era... Că se luau în crose. Da, eu, ca să înțelegi, eu sunt stelist.
Da. Dar la hockey n-am putut niciodată să țin cu Steaua. Țineam cu Sport Club Mierculeciuc. Deci n-am. Și atunci era una din marile plăceri, era, nu, nenicule, să hockey, hai, nu știu ce. Păi și au fost, cred că e una dintre cele mai mari echipe de hockey de la noi, da, Mierculeciuc. Da, adică da, de obicei cam astea erau, Steaua cu Mierculeciuc, da, alea le vedeai. Pe vremea aia mai erau și Oțelul Galați, erau Dinamo București, erau, cum să zic eu, Sfântul Gheorghe, adică erau mai multe patinoare în România. Dar până... tu te-ai bătut? Când erai mic? Da. Te-ai bătut? Da, pentru că pe mine m-a învățat un antrenor foarte... Bă, eu am o... Pe lângă greutatea fluctuantă, deși atunci eram fibră. Eu dacă ți-arăt cum era, eram fibră. Serios. Fibră, tat. Băi, fibră era. Ideea mi-a zis așa, Pavel, tu ești mic. Tu n-ai nicio șansă să te bați cu unul. A, vrei să ne batem? Mai mare. Nu știu ce. Nu, cu unul mai mare. Și tu când ai văzut din start... Asta am învățat. Tu când ai văzut din start că ăla vrea ceva de la tine, nici nu i-ai dat timp de gândire. Tu te-ai aruncat în el. Că am făcut și rugby la un moment dat. Și era, te aruncai în el. Te-a învățat bunicul, ți-a zis vorba aia că întâi dai și după aia întrebi? Da, mi-a zis, tu n-ai nicio șansă. Și la țară trebuia să-ți, știi că îți reglai teritoriile. Pentru că venea, a, uite că a venit ăsta de la oraș ca să ne arate nouă cum e tabla mulțirii. Înțelegi? Adică 1 plus 1 egal 2. Asta cel mai mult. Cred că toți au trăit asta provincial. Când ce la țară, așa era discuția. Venit ăsta de la oraș. Nu, dar eu aveam o chestie. Nu, adică nu lăsam loc de băst. Pentru că trebuia să venea din formația mea de sportiv. Am făcut sport toată copilăria mea și atunci a venit de acolo. Nu te... E un orgoliu al sportivului. Erai și sportiv, dar pe de altă parte erai artist de mică. Te trimiteau ai tăi la Cântarea României. Nu mă trimiteau. Te duceai tu de plăcere. Dar știi de ce mă duceam? Pentru că ai mei, na, tata zidar, mama confecțiune și cu 4 copii în casă, nu-și permiteau să mă trimită la Năvodari vara sau în tabără iarna la Homorod. Și atunci era singura mea șansă să mă duc la Cântarea României și să ori să recit poezii, ori să fac brigada artistică. Și dacă câștigai locul 1 sau 2, aveai tabără gratuită la Năvodari. Și ai câștigat? Deci da, dar eu făceam brigada artistică. Dar zi aici nouă o poezie, ce-ți mai aduce aminte? Să zicem că Ceaușescu, că uite, fă să nu, jur, deci n-am... Nu n-am, știi nimic? Nu, de, știam, eram foarte bun recitator, scrisoarea a treia. Mircea cel bătrân. A, n-aveai dat astea patriotice. Nu. Ideea este că la noi era, știi, abilitatea, mare abilitate și mi-am dat seama cu ce poți câștiga, că unii se duceau cu dintre astea. Ceaușescu, spune tu, cine este liderul? Tovarășa Elena Ceaușescu, știi, erau două astea. Mie nu-mi plăcea tipul ăsta de patetist, că nu credeam, eu de mic mi-am, nu cred că am avut simțul penibilului, dar eu râdeam de ăștia. Adică eu la un moment dat era să fiu exprimat întriculat că s-a găsit unul în rândul doi care eram eu, ăia cântau, da, și eu fuge Ceaușescu PCR, tarara, și eu din spate, fuge după iepure. Bă, m-a luat unul de ceafă. N-aveai voie. Mamă, deci ce aveai voie. Deci n-ai avut șnur, n-ai făcut niciodată șef de clasă. Nu, ca să-ți spun o chestie, Eram, ți-am spus, aveam foarte multe abilități dintre astea artistice. Da. Eu tot timpul fluctuam în ăsta, aveam mențiunea 1-2. Înțelegi, 1-2, n-aveam niciodată premiu. 3 am luat odată că era bolnav ăla de pe locul 2. N-a putut să vină. Da, și la un moment dat a trebuit să vină, ci că se zbunea că vine Elena și cu Ceaușescu în oraș la noi, la Mierculeciuc. Bă, și în clipa aia eu tocmai câștigasem un concurs Paleta de Aur și pictam și nu știu ce, acolo era și pictai, mai spune nu știu ce, bă, era cineva ca tine acolo, deci nu că le făceai pe toate. Dar știi din ce cauză le făceam? Pentru că eu și compuneam. Și atunci făceam brigade, îmi făceam mie copletele mele. Aveam și aia, suntem un trio vesel de mare fală, atunci când avem ore, suntem afară. Suntem coscași și șmecheri, cum se mai poate. Și orice plan de facem e pus pe roat. Deci aveam, bă, jur, le făceam și ăștia râdeau, uite așa. Și atunci, bă, la un moment dat, printre aia selectați, am fost și eu selectat. Și culmea a fost așa, ne ducem în prima zi în care era un domn tovarăș, deci au venit ăștia, ce urma să vină. Fii atent, ne-au luat în cantonament, ne-au zis, bă, stai un pic, era foarte bine că te duceau, mâncai doar la cantina partidului. Mamă, da. Deci să vezi cum erau șnițele de porc, cum erau portocale, pe care tu le băgai în buzunare sau nu știu ce, ca să le duci acasă și la ei tăi. Că te hrăneau o lună, bă, să fii cu bujori în obrăjori. Ca să fii gras, frumos. Și la un moment dat, zice, vine ziua dinainte să vină, respectiv, și... Eu mă îmbrac în ăla de pionier, bă, știu că mi-am căutat inel, că tot timpul pierdeam inelul, bă, să ai inel la cravat. Da, știu, cine nu pierdea inel? Și mă duc și mă vede cineva la... Eu aveam o chestie, aveam două insigne dintre astea, paleta de concursuri artistice. Și zice, păi tu n-ai nicio... Jnur. Păi zice, te-o ale, păi
m-am ales că știu să vorbesc, că dacă era să vorbești, doamne, să nu te știi, da, să nu te bârbi, că erau toți ăștia premianții, toți ăștia, nu știu. Și zice ăla: "Bine, mă. Bă, desface o cutie și îmi dă și roșie, și albastră, și galbenă, toate șnurile. Alea de insigne. La un moment dat așa mi se făcuse cămașa în jos, înțelegi? Și eu, papă, imediat m-am echilibrat. Știi cum eram așa mândru. Și bineînțeles, a doua zi când să vină, n-am mai venit. Că tovarășul a ales să meargă la vânătoare, nu știu. Nu conta. Băi, eu dezamăgit am zis, mamă, și zic, bine, hai să le dau. Și zic, nu le dai, le meriți. Stare tale. Păi, te-ai întors la școală cu ele și ți-ai dat clasa. Nu. M-am întors la școală și am zis, mamă, e momentul meu. Și mă duc pe holul. Cum să zic eu, deja mi-a făcut intrarea de pe toate trei, nu, să dau ea toți la perete. Ce? Și de unitate și de ăla habar n-avea. Mi-a pus și albastru care am pe tot județul și pe nu știu ce, adică le aveai pe toate. La un moment dat una cu una nu mergea. Da, mă, dar nu contea. Era comisar. Era. E, și eu m-am dus așa, mă întrez de pe școală. Bă, și aia când m-am văzut, bă, zici că venea Top Gun. Vine Tom Cruise. Și tu ți așa, bă, nu știu ce fac. Și intru pe hol și dădeam să intru în clasă. Înțelegi? Să intru în clasă, că aveam eu chestie cu ăștia care erau premianți și că tacă, și care nu fuseseră aleși. Și am zis, trebuie să le dau o lecție. Intru înăuntru, mă vede profesoara, zic, vai, Pavele, extraordinar toți, și mă uitam toți. Deci, fața acelei fete, care era una dintre asta, înțelegi, a făcut toți banii. Deci, mie atunci mi-a făcut viața frumoasă. Și nu l-ai scos să-i le arunci nu, în față, nu, așa? Nu, nu. Și pe când am vrut, nu știu ce zice profesorul, profesoara zice, tu ești obosit, du-te acasă. Cum că eu am făcut în film ca să mă prim în fiecare pauză, să mă arăt, adică să stai un pic, să pună o mână lumea pe mine. Nu, du-te acasă. Dar zic, nu, că nu sunt obosit. Du-te acasă. Mergi cu... Nu, ai o săptămână, ai avut o săptămână grea. Băi, atât de dezamăgit am fost că m-a trimis acasă. Păi normal, că aveai și tu timp să faci fală, să... Așa că... Dar revoluția unde te-a prins? Că până la urmă a zis că... Trebuie să spun, cu buza spartă. Unii au avut certificat de revoluție pentru mai puțin. Da, la mine e o fază senzație. Eu mă duceam la film, aveam bilet de la ora 2. Da. La film, nu știu ce film era, că de la 2 era, găseai bilete și era mai ieftin. Și mă duceam așa și la un moment dat e un platou mare acolo la Miercurea Ciuc, între Casa de Cultura Studenților și Casa Alba, așa, Casa de Cultura Studenților, doamne, Casa de Cultura Sindicatelor, și era așa un platou. Noi auzisem deja dinainte, cum să zic eu, în seară, stăteam cu Europa Liberă sub plapumă, mamă, armata, nu știu ce, vedeți că nu știu cum, că, adică era un sentiment dintre ăsta că se întâmplă cea, plus că în blocul nostru era un bloc deosebit cumva. De ce? Pentru că mama a primit apartament, noi am primit apartament în acel bloc, că mama fiind posesoară a 4 copii, a fost erou, era erou al muncii socialiste, dar am nimerit într-un bloc care era plin de ăștia de armată și din miliție. Și noi am văzut atunci că erau niște trupe, adică pa, că îi vedeai pe ăla cu bagaje, nu înțelegeam, știi, adică a fost mașini de miliție, de armată în față, știi, era un bloc, era o scară, ca să înțelegi, ei aveau cablu ca să prindă afară nemții și nu știu ce, el aveau înainte cu un an de zile. Bineînțeles că cablu trecea doar pe la ei, dar eu am găsit o chestie mică să mă branșez. Și să mă uit și eu măcar la reclame, îmi plăceau reclame, Verbung, știi, abia așteptam să văd Verbung, înțelegi? Deci reclamele... Te înțepai cu crocodili sau cu gol? Un pic, știi, la un moment dat mi-era frică să rașchetez, rașchetam așa un pic cu cuțitul, doar un pic ca să nu le stric semnalul, că atunci imediat... Și doar așa mă legam cu fir subțire... Deci cum aveți, ai dat seama că e ceva nasur pentru că se stănise stupul? Da, se stănise stupul. Da, și era ceva... No, bă, și am zis, bă, așa o fi, poate că e o chestie dintre asta de și cum ți-ai spart buza sau cum ai nu, și fiate. Și mă duc spre cinematograf. Bineînțeles că m-am dus mai devreme spre cinematograf. Era undeva pe la ora 12-11. Și la un moment dat vine un trabant că claxonând pe platou. Bă, să bip cu mașina pe platou, da. Unde era miliție tot timpul, că n-aveai voie, și cu bicicleta, dacă venea vreo unul, îi făcea nu știu ce. A venit cu steaguri tricolore, cu nu mai e. Bă, și dintr-o dată s-a creat așa o emulație în jurul acelui trabant, în care s-a deschis o horă, s-a deschis nu știu ce, Ceaușescu nu mai e. Bă, vedeai cum ies oamenii din blocuri. Cred că în 10 minute s-a umplut platou. În clipa aia, unii mai îndrăzneți, că era casa de aia, Casa Albă, unde era toată aia de, bă, cum să zic eu, prefectură, ce era, nu știu, da. Au intrat în ea.
Au intrat, au spart geamurile, nu știu ce, adică i-au vrut să la, nu nimic, au intrat, încă nu se, încă nu se spărgea atât de tare. Și au început, la un moment dat am văzut că încep să arunce cu tot felul de lucruri de pe geam. Băi, și-au aruncat cu o carte aia, carte aia, aia mare despre Ceaușescu și familia lui. Era o carte dintre asta, băi, uite așa, Letopisețul Țării de Argint, Țării Românești, Letopisețul de Argint al Țării Române. Uite așa, era descripție Moldavie, știi? Bă, și eu eram uimit de calitatea hârtiei. Ți-ți plăcea cum și era nu, hârtie? Nu, serios, deci nu venea să cred ce culori, pentru că noi mai găseam chestiile astea, știi, în care reviste, în alea, în Neckerman și nu știu ce, acolo mai găseai și acolo era slab, mai slabă. Bă, și am deschis aia carte, nu venea, m-am aplecat așa, să deschid și am luat și am zis să o iau ca să văd și eu mai bine, că nu știu, că deasupra. Bă, și când m-am ridicat, unul lângă mine care era cu Ceaușescu un steag, jbang, mi-a dat un steag în gură. Băi, așa mi-am făcut buza, mi-a ieșit... Dar n-ai crezut că e terorist? Ce, nu, că era... Nu, ăla era unul care, și eu pentru că m-am ridicat exact ca în la filmele momentul cu proști, nepotrivit? Jbang, mi-a dat o asta. Băi, mi-a țâșnit sângele. La un moment dat doar te-a vedeam, dacă dinții mi-s ok, mă sunt, nu știu, vorba aia, nu la față că-s artist. De pe atunci aveam aia. Mamă, mi s-a făcut și am dat, mi-era frică, prima dată m-am uitat la nas, că eu tot, toată copilăria mea la sport, mi-am ferit nasul, să nu mi-l sparg. Da. Că la hockey, nu știu ce, ca să am zis, bă, să am un nas... Să am un nas, da. Ca lumea, pentru că să fac ramon. Și am zis, mamă, nu la, da, nu-i nasul, a, e doar ăsta, ok. Bă, și de sperietură, în loc să mă duc la spital sau la urgență, pentru că curgea. Înțelegi? Mi-a dat cineva o batistă și m-am dus acasă. Înțelegi? Și mama când m-a văzut acasă, că nu mai știa ce-i cu mine, nu mai știu ce, mama, vezi, s-am spus teroriști. Mamă, mi-a dat o bătută mama, altă bătută. Și cu buza spartă. Și cu buza spartă și ăsta, pa, da, nu știu păi ce. Tu trebuia să-ți dea certificat de revoluționar. Păi, bă, asta mi-a zis, dar știi când mi-am dat seama de asta? Când m-am dus la facultate și toți își căutau că mine. Și zice, da, tu n-ai certificat de revoluționar? Nu. Dar nu ți s-a întâmplat nimic la revoluție? Păi da, mi-am spart buza, mi-am spart... Bătut, mamă. Și mi-a zis, atunci tu dacă te-ai fi dus la, cum se cheamă, la orice spital sau la orice policlinică... Să scoți-o, da? Și nu, nu trebuia să te scoți. Dacă tu erai în anale acolo, că... Că ai fost rănit. Că ai fost ăsta pentru... Era revoluționar. Eram revoluționar. Și am zis, ce prost am fost. Așa că am ratat... De la părinții tăi zici că ai învățat două lucruri importante. Bine, mai multe, da. Dar din astea importante ai zis așa că primul ar fi că nimic nu ți se cuvine și că pentru orice trebuie să muncești și să demonstrezi că meriți acel lucru. Uram chestia asta când eram mic și nu înțelegeam. Nu înțelegeai ce zici. Nu înțelegeam de ce. Pentru că ei te responsabilizează de mic. Vrei să ai, aia, pentru aia muncești. Munceam și bunicul îmi făcea. Mergeam la țară, ce vrei să ai bani de căminul cultură, de ăsta? Muncești, hai la asta. Am urât, mă duceam la prășit, mă duceam la singura, singurul îmi plăcea la cosit. De acolo. Și al doilea lucru este că nu face nimănui ceea ce ție nu ți-ar plăcea. Da. Asta am învățat-o de la tata. Tata mi-a zis așa, niciodată să nu faci cuiva ce ție nu ți-ar plăcea. De aceea și nu înțelegeam cum. Și a zis, pune-te tu în situația lui. Ție înainte ți-ar plăcea să... Înainte, pune-te tot timpul în situația lui. Ți-ar plăcea să ți se facă asta? Și am rămas cu asta. Adică asta mi-a fost, e una dintre lecțiile alea. Dar asta cu bătaia, că ai zis că atunci te-a atins maică-ta. Bătaia ruptă din rai, crezi că e ok asta pentru copii? Nu știu, știi cum e? Acum nu cred. Adică noi suntem părinții, fii atent, noi suntem niște părinți de sacrificiu. Noi învățăm acum să fim părinți, nu știu dacă buni, dar încercăm să fim părinții perfecți pentru copiii noștri, da. Pentru fiecare în parte. Noi, la noi așa era, pentru că era o societate, era, știi, unde dă, mama crește. Era chestia aia, n-ai ce să... Ăsta. Păi asta zic, că, și bătaia ruptă din adică și la sport, oriunde te duceai, știi cum era, pac, la școală te ridicau de perciuni, liniar, peste dege. Dar la tine cum e? Mai ridici vocea acasă? Adică, care, când e Pavel tatăl ăla cel mai nervos sau când... Știu de frică. Sau știu de frică? Nu știu. Normal, cred că dacă ridici vocea, știe, orice copil știe de frică. Și nimeni, știi că niciunui copil nu-i place să cineva să țipe la el. Nici ție ca adult. Da. Chiar dacă tu ai greșit, dacă ție cineva zice nervos, da, nu știu ce. Bă, dintr-un reflex, tind să nu că nu îi dai dreptate, dar reacționezi și tu. Sunt unii care s-au dus prea departe, care nu suportă să le scrii cu litere mari. Una e când îți spune cineva... Dar frumos și fii atent, ai greșit acolo pentru că... Și crede-mă, mult mai repede receptează când îi spui așa, că atunci realizează că a greșit. Altfel,
la țipete sau reacționează. Normal că în timp învățăm să fim părinții perfecți. Noi nu ne-am născut. Noi am crescut cu cheia la gât, nu am crescut cu aia. Nu mă face de aia. Mamă, când mergea mama la ședințe, nu mă face să vezi că mă duc acolo, nu mă face că nu mă face că nu știu ce, nu mă face că nu știu ce, nu mă face că. Și eu când știam că merge mama la ședință, ziceam: "Mamă, pac, ascundeam coada de mătură, crosa de după ușă, după aia mă duceam la bucătărie, luam lingura de lemn, polonicul." Știi, cine te atingea mai mult, mama sau mama? Mama, tata, cred dacă e să, că dacă am primit o palmă de la el. Dar tata când spunea ceva, băi, era mai bine să știi cum e, trei bătăi de la mama decât să spună tata ceva. Îmi place foarte mult filozofia ta, da, care e legată de creșterea copilului, să lași copiii să greșească. Da. De foarte multe ori când am calmul necesar le spun și eu asta. Bă, cât greșiți mai mult, cu atât veți învăța ce e bine sau ce e rău. Da. Pentru că doar voi veți ști ce e bine și ce e rău pentru voi. Eu nu pot să vă zic ce e bine și ce e rău pentru mine, că nu e normal. Suntem oameni diferiți. Că și eu am învățat din greșeli, mult mai mult înveți din greșeli decât, adică e clar că și la un moment dat eșecul e o opțiune. Important e să nu persiști în asta. Dar adică, atunci când îți cerți fetele, când îți cerți copiii, le cerți cu aceeași măsură cu care și iubești? Sau știi întotdeauna că trebuie să fie o altfel de măsură? Tot timpul tu îi ceri din iubire, pentru că știi din ce cauze îi certăm. Noi părinții suntem speriați în clipa aia. Da. Noi avem, adică oricât am încercat noi să fim, nu, noi suntem speriați pentru ei. Noi de când se naște, știi, viața e frumoasă. Viața, numai că de când se naște copilul, e plină de responsabilități. Gândește-te, deja câte gânduri îți fac, Doamne, doar să fie, se naște copilul, să fie sănătos și ea și mama, de atunci, după aia, vai să nu-i se întâmple ceva. Pentru că în subconștient ai chestia asta și tu de fapt îți ceri copilul de frică, pentru că tu ai teamă că nu vreau să ți se întâmple ceva. Până încep să te relaxezi sau să realizezi, stai un pic, atunci măsura e greșită. Investește și pe copilul tău cu doză de maturitate. Adică vorbește-i ca unui, nu neapărat ca unui om matur, dar nu-i vorbi, nu. Și va înțelege mult mai multe, dar astea toate le înveți, crede-mă, le înveți în timp. Nimeni nu s-a născut tătic perfect și ți-am spus, noi am fost crescuți de părinții cu cheia la gât, cu aia, să nu mă faci aia, să nu mă faci. Și noi acum încercăm să le dăm copiilor noștri șansa să zică, da mă domn, ai greșit, învață din greșeală, mergi mai departe, învață, să nu persiști în greșeală, că atunci înseamnă că ai o problemă. Dar nu pot să zic, nu încerca, pentru că atunci la un moment dat nu o să încerci nimic în viață. Trebuie să era să încerce, clar, asta e opțiunea și cea să mai prindă sănătoasă. Curaj și încredere, vei vedea câtă încredere capeți în tine. Eu, de exemplu, am învățat o chestie mică, foarte mică. Am învățat o chestie de la cineva, știi, apropo de scopuri, impuneți scopuri mari, impuneți nu știu ce. Da. Adică, da, ok, dar să nu te limitezi doar la acel scop mare, acel, știi cum e, ia Oscar. Și tu te gândești doar la ăla și ratezi o grămadă de lucruri în jurul tău. Doar gândindu-te la... Și atunci mi-am zis în viață, eu vreau să bifez scopuri mici, să le ating treptele astea, îmi dau foarte multă încredere chestia asta și la un moment dat poate va... Păi, asta e și secretul sau să știi să scrii scenarii, că știi că eroul până ajunge la final trebuie să treacă prin anumite lucruri. Și prin niște transformări și prin nu știu ce. Da, așa este. În general. Da, și asta într-adevăr mă ajută și la scenariu și la... Acum nu vreau să te întreb care este dragostea mai mare, că e teatru, că e televiziunea și așa mai departe. Dar vreau să te întreb, care îți este ție cel mai drag personaj pe care l-ai interpretat la teatru? Că ai interpretat o grămadă de personaj, care ți-e cel mai aproape așa? Știi cum e? Nu neapărat, acum o să zici că e un clișeu în teatru, toate ți-s dragi, pentru că din toate ai învățat. Crede-mă, eu am început cu Romeo și a fost un mare rateu. Da. Dar am învățat multe din aia, din acel rateu. Nu mi-am dat seama atunci pe moment că era rateu, că erau, cum să zic eu, eram la Satul Mare, veneau admiratorii, atunci am înțeles ce înseamnă. Bine, și Satul Mare pe Romeo. Dar era fiert pe Romeo, pentru că atunci erau moda abonamentelor. Pe și Romeo veneau, fantastic, fiete, de la ei, și de veneau și abia așteptam să vină cum fetele de la Economic. Mm-hmm. Mama, ele erau mai așa le ziceam, e publicul mai rasat. Mamă, și era după nebunie. Deci eu atunci am dat primele autografe, nu eram nimeni, eram nimeni în drum. La un moment dat, am ajuns, îmi zicea fotografa teatrului: "Bă, dar vor toate, mă întreabă de poze cu tine." Și vindeam poze cu mine. Adică și am zis: "Da, mă, da, uite, da,
eram Romeo. Bine, deși... După aia toate personajele ți-au fost la fel de dragi. Nu, ideea este, de exemplu, am un personaj care mi-a dat foarte multă încredere după ce am terminat facultatea. A fost Spiridon într-o noapte furtunoasă. Am niște personaje cheie cumva care au însemnat de o anumită etapă a vieții tale. Da, vieții mele, cum a fost Spiridon într-o noapte furtunoasă, cu care am ieșit cumva din facultate și am jucat foarte mult în toate festivalurile din țară și noi eram atunci colegi de generație cu Vlad Zamfirescu, cu Pavlu, cu, cum să zic eu, cu Vizante, cu Talașman, era clasa lui Cojar, Colceac și nu știu ce, adică eram și ne băteam cumva cu noi ăștia de la Cluj cu ei și câștigam premii și atunci asta dădea foarte multă încredere. După aia a fost primul one man show care mi l-am făcut, cu care m-am dus la Gala Tânărul Actor, care iarăși, faptul că eu l-am construit de la zero, eu am făcut scenariul, mi-a dat foarte, foarte multă încredere. Și așa, de exemplu, mai am, adică nu pot să nu zic, uite, Ianache în Gaițele a fost prima mea întâlnire cu Alexandru Dabija, care, deși eu nu eram pentru acel rol, aveam 24-25 de ani, Ianache unul de vreo 40 și ceva de ani, abia acum cred că pot să zic că-s de Ianache, și m-a pus să fiu soțul lui Carmen Tănase, de fapt eram soția lui Carmen Tănase, Carmen Tănase era nevastă mea. Deci îți dai seama cam ce cuplu făceam. Și el a avut atât de mare încredere în mine cât mi-a dat. Și acel spectacol l-am jucat până anul trecut. Deci de la începuturile mele până anul trecut am jucat Gaițele. Și acolo am avut un mare noroc cu Pelicanul. Ca să vezi, primele mele trei roluri în Teatrul Odeon au fost din cauza lui Pelicanul, a lui Șerban Ionescu, Dumnezeu să-l odihnească, un om senzație. Și care, pentru că juca, el trebuia să fie una dintre gaițe, pentru că două gaițe sunt travestii. Da. Și Ionel Mihăilescu trebuia să fie soțul Ianache, soțul lui Carmen. Da. Dar pentru că el juca într-un film și pe vremea aia nu se făceau 3000 de filme. Juca într-un film, tată, nu știu ce, și trebuia să-și lase mustață. Și a zis, măi, îți dai jos mustața? Nu, că trebuie să fie reală, că trebuie să nu știu ce. Și din cauza aia, pentru că el nu și-a putut-o da vreo 6-7 luni mustața jos, cât se filma atunci un film, a zis, păi, Iesandu a zis, bă, asta e, atunci trebuie să caut pe altceva. Și l-a pus pe Ionel Mihăilescu într-o gaiță și a zis, ăsta micu intră în Ianache. Mamă, ăla a fost iarăși un moment care mie mi-a dat încredere. Și gândește-te că ăla a fost un spectacol pe care l-am făcut în 28 de zile. Să faci la teatru un spectacol în 28 de zile, de existat o asemenea energie. Dar cum ai fost cu Pelicanul la Vânătoare? Că și eu am fost prieten foarte bun cu Pelicanul. Și eu le regret destul de mult. Da. Și când îl văd pe fiul sau sau când mă întâlnesc cu Magda pe la Finor, da, pe la noi stăm la povești așa. Era un mare vânător, eu am mâncat iepure împușcat de el, tot cu Alice. Dar cum ai fost la Vânătoare? N-am mers la Vânătoare, că n-am apucat. Era primul meu spectacol la Teatru Odeon, cartofi prăjiți cu orice. Și el zicea, i-a plăcut foarte mult de mine. De ce? Pentru că eu la repetiții nu stăteam niciodată pe hol să stau așa, că nu aveam secvența mea să... Și eu mă duceam în sală să văd cum lucrează regizorul ei, da, cu ceilalți. Pentru că bă, așa fur meserie, să vezi cam ce vrea regizorul. Că tu câteodată când ești pe scenă ești atât de dobitoc sau atât de implicat că nu înțelegi ce cere regizorul, da. Și vezi foarte multe din stilul regizorului, vezi cam ce vrea. Și atunci stăteam foarte mult și ziceau, uite bă, vedeți, luați la ăsta micu. Ăsta micu, luați aminte la ăsta. Ia, abia a intrat și uite, ăsta o să vă ia fața, așa zicea. Și zice, fii atent, pe tine, gata, trebuie să te duc la Vânătoare, meriți, te iau din prima. Eu mă gândeam la Vânătoare, mie nu-mi place să, dar știi cum eram fumis pe vremea, am zis, bă, Vânătoarea se lasă după aia cu un potol, hai să dea Dumnezeu. Să... Da, și am zis, da, uite, fii atent, sâmbătă avem spectacolul, cartofi prăjiți, că aveam și sâmbătă și duminică. După spectacolul de sâmbătă mergem la Vânătoare. Și am zis, da, bă, în capul meu era, știi ce era? Eu aveam 4 cămăși, un pantalon și dar nimic nu era de Vânătoare. Începusem la un moment dat să joc prin seriale, dar era primul, cred că abia mirosisem ceva de. Da. Păi și m-am dus în buftea să închiriez. Costum de Vânătoare. Da. Păi da, de unde să, că dacă n-aveam, așa, am cerut de la ăla, am mai așa cerut unul, mi-a mai dat unul. Băi, când am venit la spectacol, eu nu știam de ce oamenii râd în jurul meu când hai la Vânătoare. Dar mă duc, era mă, cu maestru, cu, era da, cu pelic. Băi, și mă îmbrac. Și când a venit, imaginați unul așa. Gata, după mergem, perfect. M-am dat jos, transpirat, nu conta. Am jucat spectacolul, după îmi pun, ce stai un pic, să ne încălzim un pic aici, că nu mergem așa pe uscat. Am, a zis, n-are rost încă să plecăm.
Bun, am stat acolo în holul teatrului frumos, am stat, după aici, e, acum e momentul. Te-ai îmbrăcat, m-am îmbrăcat. Ți-ai pus toată. Da, da, ăsta, înțelegi? Băi, eram, abia puteam să merg, abia puteam să suflu. Și zice, pe Academiei, acum e o florerie, înainte era un bar, zice, stai un pic, nu putem chiar așa. Trecem un tip pe la bar, trecem pe aici, luăm curaj și nu știu ce. Și eu zic, da, eu nici nu eram foarte performant pe atunci, știi? Și zic, da, ok, dar dacă așa o fi, bă, așa e. Să încercăm. Eu nu, iarăși să-ți spun, toți râdeau, toți de la mașiniști până nu știu, nu că râdeau, era așa. Simțeam eu că e ceva ăsta, dar nimeni nu-ți spunea așa, că bă, dar cum e? Vânătoare, bă, mă, știi cum? Și nu zic, unul mi-a povestit, mamă, de să vezi după ce, că se lasă cu dimineața, se face foc, se face proțap, se mănâncă, se udă cu vin, cu nu știu. Păi, că nu vă fi, că acolo mai sunt încă vreo 6-7 vânători, adică nu sunteți ăia deja oprind. Da, era... Și am zis, bă, trebuie să bifez asta cu vânătoarea, că era în capul meu, bă, încearcă orice. Și era pe același principiu, bă, e o experiență, mai ales, bă, era Pelicanul care te chema. Da, da. Zeu, știi, Teatrul Odeon. Și mă duc și zice, hai, intrăm aici, frumos, pac. Bă, el început să se ia, bă, tu ești așa, tu ești așa. Și eu eram, ha, 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 eu, stii, toți râdeau, toți, că el era foarte spumos, era foarte nu știu cum. Bă, se face două noaptea, trei noaptea. Deja nu mai puteam. Și la un moment dat ziceam, dar mergem, stai un pic, nu, că vânatul se ia așa, pe, se așează roua, se așează roua, după aia ne punem la țintă, la nu știu ce, nu știu cum, adică da, da, costum. Da. Și el încă, stai un pic, stai că ăsta încă micul nu-i pregătit, încă un rând, nu știu cum. Și la un moment dat se duce la toaletă și îmi vine patronul local și zice că te-a luat la vânătoare, așa-i? Da. E prima ta vânătoare cu el? Da. Hai cu mine aici. Și m-a scos din bar și mi-a zis, fugi. 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 N-ai pușcă pentru așa ceva. Da, zicea, fugi că nu o să ajung la nicio. Băi, m-am dus, dar a doua zi aveam spectacol cu el, iarăși. Băi, m-am dus, el era în holul teatrului. Da. El venise de la vânătoare. De la vânătoare, normal, da, ca de orice la vânător, ca lumea. Era... Băi, o, am crezut în tine că nu știu ce. Ai am crezut că nu știu ce. Ai fugit, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum. Dar ai trecut examenul. Că ai fost, că eu n-am fugit atât de repede cum au fugit alții. Aha, tu ai plecat mai târziu. Deci că tu ai plecat pe la vreo 4 dimineața, ceva de ceea genul ce ăsta. E bine. Ceea ce a fost ok. Deci cam asta a fost frumos. Și râdeau ăștia și toți ziceau, vezi mă, ți-am spus, ce mi-a spus, că nu mi-a spus nimeni nimica. Nu știai da, despre ce vorba. Da. Și care este povestea celor 37 de castinguri pe care le-ai dat? Mă, nu au fost 37, 27 au fost. Nu, 27. Da, la un moment dat nu, că n-au fost chiar atât de bău să fiu. Acum 27. 27. Dar știi cum era? Pentru că eu veneam, pe vremea aia, eram, știu că am început cu castingurile de la Satul Mare. Și la un moment dat erau două agenții de casting în București. Era Eurotalent și cu Amalia Spălățelu și mai era încă una, lui Floriela sau nu știu, și sau Fernandez. Și tu veneai doar ca să dai bună ziua, ca ei să nu te uite. Pentru că ei trebuiau să vadă disponibilitatea ta. Și câteodată făceam un drum de Satul Mare, cel mai lung drum da, cu trenul, veni doar mare. Să dai bună ziua. Bună ziua, sunt și eu pe aici. Și ce? Dacă tot ești aici, uite, un casting. Normal. Nu eram pregătit pentru niciunul. Eram atât de prost. Pentru că pe noi nimeni în facultate nu ne învață cum să fii la un casting. Da. Ce să faci. Și erai tot timpul, erai... Stop. Până mi-a zis odată un regizor englez și mi-a zis, ce ești așa, Age? De ce te arunci așa în text? De ce? Easy. Citește un pic să vezi despre ce-i vorba. Despre, știi despre ce-i vorba? Nu, e supărat. Ușor, și da. Intri supărat. Da, intru supărat, nu știu cum. Nu. Dar 27? 27. De jur, la un moment dat aveam o chestie. Pentru că la un moment dat am avut un casting, știu de ce număram. Pentru că ziceam, ok, hai să văd. Am vrut eu să fac un mare chef de ziua mea. Și tot așteptam castingul în care să zică, domnule, ai câștigat castingul, ai 500 de da. Dolari, cum erau pe vremea aia. Mamă, 500 de dolari era o sumă fantastică. Și eu tot vreau să fac un chef cu colegii mei. Că tot le promise de ziua mea că o să fac și nu știu ce. Și tot ziceam, bă, da, când e primul meu casting, da. Fac chef. Și bineînțeles că primul casting a fost, băi, al 28-lea. Și atunci eram plecat undeva și n-am putut să... N-ai putut să dai da. Cum ar veni. Dar după aia m-am revanșat. După aia m-am revanșat. Eu am făcut în perioada în care tu filmai la telenovele în pro, eu am făcut cu Leonid, cu Costi, cu Mihai, cu gașca asta, cele mai multe proiecte pilot care n-au apărut niciodată. Deci la un moment dat, știu că mergeam pe corurile alea de la Butea, ne chema Boncea pentru un pilot. Dar noi deja făcusem unul care nu a apărut, da. Adică nu fusese aprobat. Și ne simțeam
Că o vedeam pe voi pe acolo la tur și noi ne-am zis, bă, noi suntem actorii ăia care cheamă doar pentru rateuri. Adică doar o zice, ăstea care filmează carte de muncă sunt ăștia care vedeți aici. Păi și mergeam la un moment dat, zici că eram Top Gun. Exact ce zici tu pe horul ăla. Era la o parte, se dea lumea la o parte, au venit fraierii. Deschizătorii de drumuri. Intram la Boncea în birou, da. Dar am Boncea o mie de lucruri. După aia ne, bă, vă dăm acolo niște bani. Ce faceți asta? Mamă, filmam. Ras și în cap, nu mai știu, s-a furat mireasa, nu, asta a făcut tonic, a luat-o de acolo și a făcut-o nu știu ce. Era preoți cu, mamă, nu știu ce, apărea în karate, nu știu ce, filmam la ala două, trei, ceva, dacă se face ăsta, rupem. Da, rupem. Ai văzut? Nu se mai face. Păi ne-am ras în cap, lasă, crește părul, face altceva. Dar vezi, tu măcar încă făceai, jucai. Că în episodul ăla pilot tu jucai, dar eu veneam, intram 3 minute la cafea, făceam drumul. Ori Timișoara, București, nu știu ce, bună ziua, ăsta, și casă, hello, mamă, să vezi engleza mea, cum era, mai ales că multe erau pentru filme străine. Oricum, noi vorbim foarte bine engleză, suntem cam singuri de la România au talent care înțelegem ce zic oamenii ăia fără translate și vorbim cu ei fluid. Da. Câteodată foarte fluid. Păi asta spune. Adică ce dracu dacă fluid și lichid. Dar știi care? Mi-am dat seama. Bă, ce înseamnă să fii expresiv, să ai gestica la tine. Tot ce trebuie. Înțelegi că stau câteodată unii și stă smiley că zic ajută-mă și el începe să râdă. Deci el nu mai are cuvinte. Da, am văzut și momentele astea. Deci, bă, și eu zic e foarte mișto că tu zici într-un fel sau altul că ați crescut, ați copilărit împreună la toată treaba asta. Te aduci aminte de un moment care să-i fost șocant? Șocant? Da. Băi, șocante au fost de la... Deci pentru mine cel mai șocant a fost sezonul trecut, când a ieșit ăla de magie. Și știm că un coleg de-a nostru, că atât de șocant n-a mai avut. Adică în primele ediții de România te șoca tot. Pentru că era prima dată. Deci era, cum ați fost voi, dar nici măcar pentru voi n-a fost prima dată. Că voi măcar v-ați uitat la emisiunile România au talent și ați văzut ce înseamnă. Dar pentru mine în primul sezon totul era... șocant, nu-mi venea să cred. Și ăla crezi că a fost un moment șocant? A fost un șocant pentru că eu știam că e Cătălin Neamțu într-una dintre alea. Da. Înțelegi? Când a văzut că se bâlbâie, că nu știam în care. Dar când a văzut că se bâlbâie și plus că era fata lui Cătălin Neamțu în ăsta și am văzut-o că s-a ridicat imediat în picioare. Da, Zmaranda era pe stânga la și că e tata fugit, acolo. Mamă, și în clipa aia am zis, noroc că cineva... Când a pus ăla mâna pe topor, atunci mi-am dat seama că e ceva nasol, adică bă, stați puțin că Neamțu era... pentru cei care nu știu despre ce e vorba, puteți să intrați pe voi, să căutați episodul de anul trecut cu Rateu. Iar pentru cei care vreți să vedeți despre ce e vorba, gândiți-vă că sezonul ăsta s-a întors, ăștia să ne arate că ei sunt magicieni și m-au luat pe mine și am fost la un pas de Rateu. Deci, n-avem voie să zicem nimic, okay, dar uitați-vă să vedeți de ce este în viață Mihai Bobonete. Man, am fost, deci mi s-a bolt times, bă, ce dracu făceam aici? Nu, bă, ce a fost în mintea ta, știind că... A venit doar să ne arate că e magician. La mine, anul trecut, tot așa a fost, că la mine, a mea soție îmi zice, de ce te-ai băgat în aia? Băi, ai 3 copii, ai nu știu ce. Că una e când, știi, dar acum au crescut mari. De exemplu, știe că tu anul ăsta, după ce că ai văzut că era să mor anul trecut, când m-am urcat pe trapezul ăla, ea știe ce ai făcut tu anul ăsta și nu dau mai multe amănunte. Te rog eu frumos. Doamne, știi, anul trecut, deci anul trecut n-am vrut să le arăt episodul sau ăla când a trecut ăla cu rolele peste capul meu. Da. Deci ăla a fost un moment în care eu nu știu ce a fost. Uite, ăla așa s-a dus de firul de păr, mi l-a atins. Deci ăla putea să-mi... Deci, uitați-vă la sezonul 13, magic, am rămas în viață. Șocant au fost primele, ți-am spus primele, când noi avem o vorbă cu Smai, noi suntem tot timpul la 2 minute de spitalul de urgență. Deci la un moment dat, când au venit unii cu mingea să facă nu știu cum și am început cu Smiley să ne jucăm de pe o parte pe cealaltă cu mingea. Și am făcut doar așa, el a dat-o pe jos și am zis, bă, aruncă-mi-o la cap. De el aruncă la cap, era să o dea pe de-a dura. Și am zis, bine, hai mă, o dau eu și așa cum. Și am dat-o așa cumva și mi-am atins ăsta aici la nas. Și aici pentru că e o zonă vascularizată puternic, doar s-a desprins pielit. Băi, uite așa țâșni sângele. Și toată lumea zicea, băi, ce ai pățit, nu știu ce, ca să înțelegi, până și ăia care trebuiau să fie medici acolo, ei erau pe undeva prin partea aceea, era mea Piatra Neamț, ăla a fugit la mine, a vreo 5 minute ca să ajungă și vine, vă curge nasul, bine, mă duc după trusa medicală. Nu te dracule, îmi plac concurenții ăștia care vin cu tot felul de lucruri, pentru că execută convictele alea și în momentul în care rămân la noi la jurizare, noi suntem serioși să vorbim cu omul, el stă cu alea în mână și apar tu
pe scenă, ăla e cu ochii la noi și îi trage aia din mână, știi? Și e la modul, omul se uită și ce mă, mi-a luat Tarcu. E, din momentul ăla nu pot să mai mă concentrez să vorbesc cu el. Eu și, cum am poziția, da. Eu tu mai văd și vezi, puțin. Da. Doamne, deci când ați început să vă bați atunci cu Coca... Da. E, și cu acum sezonul ăsta, sau sezonul trecut, nu cu ăia, cu sportul, vai, curului. Bă, când am auzit la un moment dat, am auzit zdu, eu încercam să le zic la aia că e o tâmpenie cu ce au venit și trebuia să fiu serios, da. Și zic, bă, mie sportul ăsta al vostru, mi se pare, am auzit zdu și Smiley care a zis, mamă, mamă, Pavele, bă, mamă, Pavele, i-a zis, bă, indiferent cât ar juca ei ca actori, da. Bă, e nasol ceva acolo, adică i-a dat, i-a curmat viața, asta m-a gândit, i-a curmat viața. Nu mă, deci la noi ce acolo în spate, dar da. La noi, pentru noi românii au talent, backstage-ul e cel mai mare loc de joacă pe care noi îl avem. Și la vârsta asta să facem toate da, tâmpenii pământului, toate este senzație. Că, de exemplu, fii atent, a doua zi după ce a apărut emisiunea cu mine, rupt la nu știu ce, la... Bă, îți dai seama că i-a apărut în primăvară. Băi, în universității, bă, m-a luat poliția, eram cu Dacia din 78, încă aveam, dar nu, un Renault aveam atunci. Și m-a luat așa și mi-a zis, pe dreapta, prima dată am zis, băi, am trecut pe un galben roșu sau ce, nu știu. Și mi-a zis, domnul Bartoș, cum sunteți la, am vrut să văd dacă vă mai sângerează. Și că el a văzut seara da, și a zis, da, nu, că asta a fost acum vreo 3-4 luni, adică mi-a trecut. Ai spus la un moment dat că dacă ai participat vreodată la România au talent ca concurent, ți-ar fi plăcut să participi cu stand-up comedy. Probabil că aș fi vrut cu, pentru că e lucru care, cu care aș putea să fac ceva. Păi pentru că mi îmi place foarte mult face, adică relaționare la public, adică îmi place asta mult. Asta vreau să întreb, da. Aici vreau să ajung. Ai dat drumul la One Man Show? Da. Pe 4 și noi suntem vineri acum și duminică urmează să fie iar o reprezentație, dar care e cu casa închisă, nu, pe 18. 18. Păi, pe 18. Duminică da, acum e 18. Da, da. Și urmează să joci cu casa închisă, asta înseamnă da. Că la anul vrei, nu vrei, trebuie să-l mai faci, pentru că nu... Da, s-ar putea să fie chiar de ziua mea, de 20 ianuarie, să vedem. Iată. Pentru că după tot, lumea se așteaptă să fac un chef la teatru. No, uite, e momentul în care poți să te revași cu castingul ăla, da, de nu da, 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 da. Și aș veni și eu dacă tot cu ai mare de băut, drag. Că știu că se da. Mănâncă, se bea bine la petrecerile da. Tale. Cum e asta, postura de one man show? Și înțeleg că este vorba de o combinație de... stand-up actorie, când de fapt oricum e una și aceeași din punctul da, meu de și vedere. Da, și mie, adică să fac vorbești despre viața ta, despre momente, cum au simțit publicul asta sau cum a fost luat. Știi cum e? Îi surprind foarte mult pentru că ei nu se așteaptă să fiu atât de sincer. E clar, e foarte mult autoironie, pentru că toate știi foarte bine stand-up, autoironia merge, este de bază, ca să poți ironiza după aia trebuie să te autoironizezi în primul lama. Și nimeni nu vrea să vadă dramele Parisului sau nu știu ce. Și atunci o iei din perspectivă, doar când vrei să-i duci tu spre emoție, îi duci spre emoție. De ce zic că nu-i chiar teatru? Teatru pentru că nu e un text, un monolog pe care eu acum îl spun, mă detașez clar de public și publicul doar la final are ocazia, adică da, interacționez. Da. Nu, eu din start, eu interacționez cu el. E un spectacol foarte adică destul de interactiv și este așa, în plin, totuși o oră 20. Acum o să-i fac să plângă și mai rău când o vedea și Pegasul, că l-a dus pe scenă, zici. A. Știți Pegasul de care vă ziceam, da? Da, îl am aici după pe scenă. Ani, nu, da. Ideea e ca să nu mi-l mai fure nimeni, îl țin pe scenă, în culise. Deci, pentru cei care vor să te vadă da. Oameni și o să țină aproape de Instagram-ul tău, da. De Facebook sau da. Unde le anunți. Mie îmi place să zic, apar. One man aproape show, scenarul și regia aproape Pavel Bartos, aproape. Dar total cu mine. Ai băgat și foarte mult pe terenul vele. Da. Ai băgat. Da, am băgat enorm și mulțumesc lui doamne, doamne, pentru că, știi, noi nu facem actorie de film în facultate, știi ce zi? Tu ai un curs, actorie de film. Serios, la noi câteodată făceam actorie de film. Fiate, actorie de film, noi la Cluj câteodată făceai, imaginați-vă că asta e camera, ăsta e plan mediu, adică totul era, hai să ne imaginăm. Adică niciodată n-am știut ce înseamnă, până n-am intrat în aceste seriale. Dar eu n-am studiat, te uitai la telenovele în spaniolă ca să nu, vezi cum se joacă? Nu, 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 efectiv vedeai filme, pentru mine BD-urile și toate astea au fost filmele mele și de aceea îmi doream să joc cu actorii de acolo. Și de exemplu, marea mea întâlnire a fost cu Sebastian Papaiani, care a fost primul dintre actorii mari care a jucat în aceste seriale. Și le-mi zicea, Pavele, că era atunci un fel de critică dintre asta, vezi, doamne, că, cum să zic eu, unii, vai că te prostituezi, că vai că nu... Și am zis, ce fac? Ce am zis? Nu, eu am zis, îmi fac meseria. În limitele unui produs, eu îmi fac meseria cât mai bine. Ca după niște ani să joace aproape toată crema. Regretul meu cel mai mare e că acum nu se mai fac telenovele, pentru că să zice despre un actor, cât înaintează în vârstă, cu atât e mai copt. De exemplu, uite,
cred că și tu l-apreciezi pe George Clooney. Când vezi că da. Vocea aia e un timbru da. Care nu se poate confunda. Da. Prezența lui într-un cum fel. Era și Sean Connery, cu cât Sean Connery, știi, cu cât sunt o grămadă. Dar eu mi-aș dori să te revăd într-o telenovelă. Acum la vârsta asta. Mie de exemplu mi-ar plăcea, că vezi, eu nici măcar nu le zic telenovelă. Eu le zic seriale. Da. Mie îmi place ficțiunea, iubesc ficțiunea. Îmi place. Știi ce exercițiu bun este pentru tine? Deci eu am învățat să stau la cameră, să stau la nu știu ce, că la un moment dat când venea câte unul și ți se punea în cameră, deja tu știai cum să joci, că să te cum să unde să duci camera ca să ta, sau camera, nu știu da. Ce. Adică sau dacă erau mai mulți în cadru, deja îmi știam locul unde să stau ca să pot fi vizibil la acea cameră. Pavel, ți-am adus o cameră aici. Așa? Și ți-am scris și o replică, e scrisă de mine. Da. Te las să dai un not pe ea și după aia să te uiți în cameră să o joci așa ca și cum ai fi acum la vârsta asta într-o telenovelă. Atenție! Aceeași replică care e scrisă acolo. Aceeași replică? Da, e scrisă de mine. Dă un ochi pe ea și după când vrei tu, uite în cameră ca și cum ai vorbit cu ea și dă-o pe sistemul ăla de telenovelă. Sergio, nu ți-a fost niciodată atât de aproape pe cât ți-am fost eu, Mirela. Eu te-am iubit. Te-am iubit cu fiecare celulă din corpul meu. Te-am adorat. Te-am venerat. Te-am purtat în inima mea mai mult decât pe oricine. Înțelege. Înțelege că e momentul în care trebuie să mă lași sălucit cu mâna mea. Îl voi sufoca noaptea în somn ca să moară ușor. Nu va simți nimic. Iar mai apoi iubirea noastră va dărni în văzduh pururea. Mirela, eu sunt fratele vărului iubitei unchiului tău de-al doilea, de la Petroșani. Vrei să fii cu mătra mea? Și atenție, în prima audiție, varianta în spaniolă. Oh, și acum, vorba aia, este din să mă fac de căcat de-a bine. Da, te rog, e frumos. Jesus, eparate! Pentru Jesus del Cero, da, da, regizorul filmului Ramon. Ia. Ți-o țin? Vrei sau? Sergio. Nunca estuvo tan cerca de toco como le estuve yo, Mirela. Te ame con cada celula de mi cuerpo. Te adore, te adore. Te leve en mi corazón más que nadie. Comprende que el momento es un que tienes que dejarme matar con mi mano. La asfixiare en su sueno por las noches para que muera fácilmente. No sienta nada y así nuestro amor perdure y el aire para siempre. Mirela, Mirela, Mirela. Soy el hermano del primo del novia de tu secondo de Petroșani. Că trebuie să traducem și Petroșanu în spaniolă. De Petrosanos. Queres semi-prima. Prima înseamnă cu mătră. Da, da, așa. Băi, mie mi s-a ridicat părul pe mine. Doamne, la ce mă pui să... Băi, stai puțin, da. Că mai am și vocile. Pentru că până la urmă am vorbit și asta cu vocile de desene animate. Am fost și cu Maria și cu Octav. Cred că la toate filmele de desene animate o voce ai avut-o. Că era personaj principal, că era secundar. Multe erai. Făceam negative, serios, că nu înțelegeau mai copii. Când eram mic, tati, dar tu ești un om bun. Da, de ce, de ce faci și... alea? Și încercam să-i spun, știi, eu sunt actor și trebuie să fac și asta. Și când am făcut primul personaj bun, mamă, erau atât de fericite. Da. Ești junior în Berzele, Randy din Universitatea Monștilor, Happy Feet. Happy Feet, acolo am dublat pe Brad Pitt. Eram, ceva frumos. Da. Eu am fost am fost Mega Mind. Am fost și Mega Mind. Ăla eram la rău care foarte multe. Da, da. În Prințesa și Broscoiu eram personajul negativ, în 101 Dalmațieni. Eu am rămas cu primul rol pe care l-am făcut. Ăsta m-a mântuit toată viața. De fiecare dată când întâlnesc câte o fetiță ca și la România au talent. Când le zic: bună, sunt Olaf și ador îmbrățișările. În iar momentul Sofia, ăla, acum fi mea, zic, Doamne, da, 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 a fost așa.
Pentru că am văzut, îți dai seama, am văzut Frozen de cel puțin 238 de ori. Și să-l auzi pe Bobo de... În casa ta să-ți fie așa. Dar îmi fie, știi cum e? Pentru că mi ești un om drag, îmi face bine. Pavel, fii atent. Pentru că ai făcut foarte multe voci de desene animate, da. Așa cum ai făcut și telenovelă, avem iar un moment amuzant pe finalul interviului în care am să te rog să folosești diverse voci care vrei tu de personaje, dar vei citi niște... Asta e să nu mănânc înainte de voci. Vei citi ceva din filozofia lui Confucius. Adică am luat din filozofia lui Confucius câteva lucruri și tu ți alegi pentru fiecare ce voce să-i dai din desene animate. Bun. Da. Și eu ce trebuie să fac? Să le zici pe voci diferite. Pe voci diferite. Nu-mi cer tu. Ce? Voce. Nu, care vrei tu, care sunt cele mai dragi sau cum vrei tu, pe nu, orice că nu, voce. Ideea e că de obicei știi cum se zice voce de copil, voce de bătrân, voce de adult, voce de femeie, voce de nu știu cum. Adică să te... voce de om rău, voce de om bun. Fă-mi-le pe primele, pe personaje negative. Pe neașa. Voce de om rău. Bărbat de om, bărbat rău. Și după aia femeie rea. Cel care mută un munte începe întotdeauna prin a îndepărta pietrele mai mici. Și acum unul și mai bătrân, și mai rău. Există trei metode de a deveni înțelept. Meditația, care e cea mai nobilă. Imitația, care e cea mai simplă. Experiența. Da, care e cea mai umană. Și un copil, la următoare un copil. Prietenii, zunca pepenii. Încerci 100 și alegi doar noi trei. Mami, mami, nenea Bobonete mi-a zis că poți să aleg doar 2-3 dintr-o sută. Și o femeie, sau o voce feminină, da. Este greu să găsești o pisică într-o cameră întunecată, mai ales când ea nu se află acolo. Și mai două aici, da. Să luăm o voce de isteric, un tip isteric sau... Nu! Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat! Fii trist că n-ai făcut nimic! Remarcabil! Mă auzi? Remarcabil! Și un îndrăgostit? Vrei să trăiești cum se cuvine? Învață mai întâi să mori. Deci, mie mi-a plăcut cel mai mult istericul, dar nu pot să zic că nici și îndrăgostitul mi-a aproape așa. Pavel, deci nouă ne-ai demonstrat, nu era ca și cum mai era ceva de demonstrat, dar am văzut că te pricep la toate. Să știi nu, că... mă pricep la ce îmi place să fac. Pe ceea ce înseamnă actorie. Da. Adică că îți spun, la instalații, nu mă pricep la instalații sau dintre astea. Am încercat, într-o vreme credeam că pot, dar nu mă pricep. Și atunci am învățat următorul lucru. Băi, în timp ce chem tu instalatorul să-ți repare, tu câștigi banii cu care să-l plătești. E frumos, știi bancul cu instalatorul cu ăla de să rămâne afară? Care dintre ei, că după aia spun eu altul. Nu, zi-mi tu, că sigur deci, e ceva nu, pe acolo. Deci e, nu, e bine nevasta, cum să zic eu, avea o problemă cu dulapul din bucătărie. Tot timpul avea un tramvai în fața casei și când trecea tramvaiul, dulapul pica. Și ăla zicea, băi, te rog eu frumos, fă ceva, te rog eu nu știu ce. Și că lasă-mă în pace, păi cheamă pe cineva, nu știu, cheamă odată pe cineva. Într-o zi asta nevasta disperată, zice, bă, da, trebuie să chem pe cineva, că nu mai pot. Cheamă ăla... Vine unul cu cizme, nu știu ce, își dă cizmele la jos și aruncă haina pe pat, nu știu ce, da, ce aveți, uitați, dulapul ăsta când trece tramvaiul prin fața casei, îi pică. Și că, a, îi punem două șipci aici, să vedem, să vedeți că nu mai pică. Îi pune două șipci, trece în tramvaiul, pică dulapul. Ce, a, e mai complexă treaba. Îi pun două diagonale, două șipci așa în diagonală și sigur se rezolvă. Dragi, pune două șipci, trece tramvaiul, dulapul pică. Ha, e
mult mai complexă. Știți, doamnă, eu o să mă pun în dulap, să văd când trece tramvaiul, să văd punctele slabe, să văd unde se mișcă, de ce se mișcă. Își dă jos încă o bluză, o pune pe pat, se pune un dulap. Între timp vine bărbatul lui acasă. Vede cizme de cauciuc, vede hainele pe pat, nu știu ce. Fă ceva în fața dulapului din bucătărie, deschide dulapul și lasă te așa. Ce faci mai aici? Bă, nevasta, că dacă zic că aștept tramvaiul, nu mă crezi. Asta e bun. Bă, ce dracu să... Pavel, fiat, am ajuns la finalul interviului. Aoleu. Avem o serie de întrebări rapide la care nu trebuie să gândești prea mult, trebuie doar să răspunzi. Bere sau vin? Bere. Mungi de vită bine făcut sau un mic mai nefăcut? Mic. Comedie sau dramă? Comedie. Amza Pelea sau Alain Delon? Amza Pelea. Vinete cu maioneză sau fără? Fără, îmi plac cu ceapă, simple. Unde se află Moldova Nouă? Lângă cazanele mici. Greșit? Moldova Nouă? Da. Păi Moldova Nouă, spre încolo, Drobeta, Turnul Severin... Greșit? Moldova Nouă se află între Moldova... Veche și Moldova... Aproape. Moldova Nouă se află între Moldova 8 și Moldova 10. Asta e o glumă de-a lui fiul meu. Ce ai să bag? Final. Ce bună e asta, Moldova Nouă! Da. Pavel, mersi. Ai ajuns la momentul în care trebuie să rezolvi și jocul. Aoleu. Este foarte simplu. Sunt două belciuge pe care o să vreau să le separ contra cronometru. Fără să le rupi. Cum fără să vrei să le arzi. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1 și... 3 secunde. Ești șef, mă. La 3 secunde ești șef. Băi, am 3 copii acasă. Ha. Bă, în mod normal să știi că data trecută am renunțat la joc când l-a făcut Anca Dumitra, jocul vechi, într-o secundă. La tine ești final de an. E momentul în care o să-ți dăm jocul acasă, da. Adică jocul rămâne la tine din momentul ăsta. Pentru da? Că, oh, da, perfect. Oh, ce bine că mă joc cu aia mică. Căutăm tot felul de... Ai cutia, nu cred că ai plecat niciodată la o emisiune cu mai multe cadouri decât ai plecat astăzi. Păi nu, că de-aia pot să vin și mâine. Stai să trec aici, să închidem te toată treaba. Bartoș, El Rey. Bartosz, regele, 3 secunde. Mi-a luat jocul acasă. Eu am crezut că și Maria l-a făcut în... 6 secunde, ce? A, da. Târziu. Mai mănânci o pâine. Am înțeles. Ce să zic? Uite aici un marker. Vreau să ne scrii și nouă pe masă. Oriunde. Băi, mi-am dat seama că trebuie să scriu undeva pe aici că aici se șterge. Că tot da, să știa da. Să... Așa. Oriunde, așa. Unde vezi că mai e spațiu, bagă-ne și nouă ceva. Pavelino, mulțumim foarte mult. Să ai sărbători frumoase, să ne vedem pe 3 în cinema, de fapt la premieră, cum am promis. O să dăm un premiu pentru un cuplu drăguț care va veni cu limuzina la premieră. Da. Și cred că ăsta este momentul, pentru că e vineri seară, în care putem în sfârșit și noi să avem ceasuri frumoase la mână. Da. Să dăm și un să noroc. Uităm, da, să dăm un noroc. Sănătate. Spun încă o dată, să ai un an măcar la fel de bun ca asta care a trecut. Măi, ideea este că da, a fost chiar un an extraordinar, extraordinar. Acum nu știu dacă l-aș dori atât de tumultuos și anul viitor, pentru că trebuie să existe o balanță în toată chestia asta. Dar vedem acum tot ce îmi doresc... Vedem cine mai dat Dumnezeu până un știi cum e? Odată cu timpul înțelegi termenul de sărbători liniștite. Mulțumesc pentru și că ai venit de cei dragi. La Da Bravo. La mulți ani și vouă, e 18 decembrie, numai mâine nu-i pe mine și vine Crăciunul, așa că sărbători frumoase să aveți. Bucurați-vă de cei dragi vouă. Da, mi-a plăcut ce am văzut, cred că zici tu în sinea ta. Dar înainte când n-apăsam butonul de abonează-te, mă simțeam un mai tristă. Nu știam când se întâmplă lucruri noi pe canalul Da Bravo. Acum, de când o mătușă de-a mea de la Galați mi-a ieșit să apăs acest buton cu logo-ul Da Bravo, am devenit și eu abonat. Mă simt mult mai bine acum. Și parcă nici nu mai mă ține nimic în spate. M-am abonat la Da Bravo.